În ședința de miercuri 29 noiembrie, Guvernul României a alocat primăriilor și consiliilor județene bani din Fondul de Rezervă Bugetară pentru funcționare și pentru continuitatea unor programe de investiții. În județul Hunedoara, dintr-o eroare sau din alte motive, Pui și Criscior, cele mai mari comune hunedorene, au rămas fără banii solicitați. Astăzi, președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a reușit să remedieze eroarea, alocând celor două primării bani din bugetul județean. Inexplicabil, consilierii județeni PNL s-au abținut la vot, chiar dacă primarii celor două comune sunt încă liberali. Președintele Consiliului Județean Hunedoara a explicat că nu administrația județeană a împărțit banii pentru primării, ci guvernul. În consecință, nu Consiliul Județean se face vinovat pentru omisiunea de pe lista celor două comune hunedorene. Astăzi, eroarea guvernului a fost remediată de către Consiliul Județean. Au fost două primării care au primit 0 lei, eu cred că a fost o greșeală, nu o intenție, 100%. A fost o greșeală, a fost vorba de cele două primării Pui, Comuna Pui și Comuna Criscior, care au primit 0 lei de la guvern la rectificarea asta. Eu, ca președinte al Consiliului Județean, nu puteam să stau cu mâinile încrucișate și să las, mai ales că o doamnă foarte bine aplecată politic și lucrând la un partid, scria că Laurențiu Nistor, președinte Consiliului Județean, a lăsat fără bani două OAT-uri. Iată că n-am lăsat fără bani două. Am luat astăzi eu măsura în ședința de Consiliul Județean și am găsit și la cele două OAT-uri să le dăm și nu numai la cele, am mai găsit încă la patru să mai le dăm puțin. Este un lucru benefic și am spus-o asta de ori de câte ori sunt și am fost în fața noastră prese că țin neapărat să ne ocupăm de situația administrativă a fiecărei OAT. Nu au voie să sufere cetățenii din cauza că un primar este liberal sau social-democrat. Fiecare OAT trebuie să se dezvolte și trebuie să facem tot ce este posibil și stăm putința noastră să o facem. Laurențiu Nistor exclude omiterea celor două comune de pe lista guvernului din motive politice, știut fiind faptul că primarii comunelor Pui și Criscior sunt încă liberali. Chiar dacă sunt liberali primarii celor două comune, cum să lași două comune fără bani? Că vreau cineva? Și cele mai mari comune din județul Hunedoara, Comuna Pui, peste 5.000 de locuitori, Creșciorul la fel, aproape de 5.000 de locuitori, deci nu puteam să-i las. Chiar dacă-s de la liberal, nu contează asta. Paradoxal, tocmai consilierii județeni PNL și-au sancționat colegii de partid și s-au abținut să voteze proiectul de hotărâre prin care cele două primării liberale primeau între 300 și 350 de mii de lei din bugetul județean pentru cheltuieli de funcționare și continuitatea investițiilor. Nu au votat, nu, s-au abținut. Pe aia v-am zis că suntem în coaliție și trebuie să fim uniți. În schimb, proiectul de hotărâre a fost votat de ceilalți consilieri, evitându-se astfel blocarea activității primăriilor Pui și Criscior.